să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragii mei, vă salut, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi vorbim despre felul în care fetele din ziua de astăzi pot ajunge într-o direcție bună sau mai puțin bună. Atunci când vine vorba de modeling sau fotomodeling, e bine, visul e unul mare. O să ajung într-o zi pe marile podiumuri. O să fiu cea mai cea. Însă sunt foarte multe minciuni la mijloc, iar pentru ca un model să ajungă sus, trebuie să facă foarte multe sacrificii. Multe persoane care sunt apte pentru un astfel de job se opresc. De ce? Pentru că există un defect. Oamenii propun tot felul de conversații inutile sau imagini, scene care nu ar trebui să fie. E bine, fișa postului spune una. Oamenii trebuie să facă altceva. Cel puțin aici, la noi, în țara asta, în România, care, vorba aia, încă ne mai place. Încă. România, nu oamenii din ea, pentru că au început să se schimbe. Banii sunt prea mulți? No, prea puțin. Asta e bun. Ștefania este alături de mine. Bine te-am găsit, Ștefania. Vreau pentru început să spui câteva cuvinte despre tine. Oamenii să se împrietenească cu imaginea ta, dar și cu ceea ce o să spui mai devreme sau mai târziu. Mă numesc Toma Ștefania, am 19 ani, sunt din Ploiești și am încercat să ajung model, dar structura mea, înălțimea nu mi-a permis, dar am făcut poze și am încercat. Dar nu, în România nu poți să faci mare lucru. Îmi place, ai descris o chestie foarte simplistă, care tot la fel unii o cred complexă. Spune-mi, ce înseamnă pentru tine a lucra în modeling, a fi model? Nu știu, pentru mine să cunosc mai multă lume, să-mi dezvolt capacitățile mele intelectuale, să prezint frumusețea, dar Unde există acel intelect în modeling? Pentru că mie mi se pare că neuronii sunt lăsați deoparte atunci când un model defilează. Nu sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le țină minte un model. Dom'le, mergi 3 pași, mai faci o poză. Mergi încă 5 pași. Da, din când ești model, îți dezvolți și spiritul de design, de designer, și înveți să te îmbraci, să vorbești, să pozezi, să te comporți total diferit față de un om normal. Crezi că în România există modele care ajung să învețe ceva, ajung să facă o carieră sigură? Adică, domne, eu totul am făcut pe forțe proprii. Nu s-a întâmplat să fac un compromis, nu s-a întâmplat să fiu, nu știu, compania unei persoane cu care eu nu am de-a face în mod normal în businessul ăsta? Nu, okay. Sau dacă s-a întâmplat, cel puțin n-am auzit. Dar de ce? Unde e stricat sistemul din punctul tău de vedere? Totul cred că pornește de undeva de sus, adică cei care recrutează fetele cer mai mult de la ele decât doar să pozeze și să... Bun, ce înseamnă mai defileze? Mult? Hai că o să te chinui în emisiunea asta, trebuie să-mi spui tot. Nu se poate, adică deja am ajuns în situația în care nu știm încotro se duce modelingul, cel puțin ăsta din România. Suntem mințiți pe față, vedem la televizor tot felul de fete care nu au legătură cu industria asta, dar totuși sunt pe primul loc sau mai mult decât atât, sunt opinia, publicul reprezintă practic un reper pentru societatea românească. Spune-mi, unde greșește partea de sus? În primul rând, la comportamentul față de modele. Adică lor li se cer, chiar dacă multe nu vor să recunoască, să țină diete foarte stricte, și ore puține de somn, și cer
toate trebuie să facă un compromis, să ajungă undeva sus, adică să fie cunoscute și pe plan național, trebuie să... Bun, alimentația nu mi se pare ca fiind, nu știu, o regulă dubioasă, care nu ar fi regăsită în fișa postului. Până la urmă, o alimentație cât se poate de corectă pentru un model este necesară. Dacă există exagerări, gen fata urmează cu strictețe alimentația respectivă și totuși îi se impun mai multe sacrificii, atunci depășim, există acea limită care a fost încălcată și atunci probabil că trecem un X. Dar ce alte compromisuri mai există? Probabil ca să ajungă undeva mai sus, chiar dacă ele nu sunt pregătite sau nu au, nu știu, calitățile necesare ca să fie un model de top, probabil că li se fac avansuri sau nu știu. Să ne înțelegem. Avansurile există dintotdeauna. Fetele sunt cu un scop. Vizibile, da? Avansurile sunt tot cu un scop. Important e dacă modelul are o reacție pozitivă față de o astfel de atitudine, de o abordare de genul ăsta. Păi, dacă vor cu orice preț să ajungă undeva sus și nu le pasă, adică n-au principii, nu au nimic... De ce să nu fac un compromis? Dacă la ele contează doar faima și banii, nu cred că e un obstacol. Am înțeles. Cum ai ajuns tu prima dată în industria asta? Cum ai ajuns să cochetezi cu fotomodelingul? Am ajuns, prima oară am făcut teatru și de acolo am început să... Am avut și un interviu și apoi mi-a propus un prieten să pozez. Apoi am fost și imaginea Jinx-ului și acum... Nu mai spunem alte companii. Da. Și acum câteva luni am găsit un anunț pe net cum că se angajează secretară la o firmă de modeling. Deci ai găsit un anunț, da? În ziar ai zis sau pe internet? Pe internet. Pe internet. Mă rog, probabil că era pus și pe ziar în același timp. Probabil. Ți se părea de la început ca fiind un anunț serios? Serios, doar spunea că caută fete peste 18 ani pentru postul de secretară. Deci tu trebuie să fii secretară, mă rog, la o agenție de modeling. Bun, și ce s-a întâmplat? Am sunat, mi-a spus să mă duc la sediu. Când am ajuns acolo, mi s-a părut ciudat că sediu era într-un bloc, dar am zis că poate... Bine, acolo nu știu dacă e chiar atât de important acest detaliu. Sunt și alte agenții care activează la un etaj sau doar la un anumit apartament și atât. Da, și când m-am dus am descoperit faptul că nu era vorba despre o agenție de modeling, era vorba despre o agenție de videochat și nu. Cine a intervenit în momentul în care tu te-ai prezentat la respectiva locație? O doamnă. O doamnă. Cam ce vârstă avea? În jur de 35-40 de ani. Bun, încă tinerică, să spunem. Da. Coaptă la minte, dar tinerică. Și cam care a fost povestea ei? Pentru că presupun că din momentul în care tu ai avut o nevoie, iar nevoia ta nu a fost satisfăcută în tocmai, adică, domnule, eu mă duc să cumpăr brânză, dar de fapt dau de pâine caldă. Nu asta îmi doresc. Care a fost conversația? A încercat să mă convingă că este ceva profitabil, că este un post bun și am întrebat în ce constă în primul rând. Și că anunțul era de secretară. Și mi-a zis că trebuie să știu să umblu pe calculator, să știu engleză. Și am zis că da, e ok. Și apoi mi-a zis că, de fapt, din vorbă în vorbă, am ajuns să spună că trebuie să stau în fața unui laptop și dacă vreau să vorbesc cu adulți. Și am întrebat, da, dar ce să vorbesc? Păi să vorbești despre tine, să te prezinți, să povestesc viața mea sau dacă vreau să fie și videochat, adică să mă și dezbrac în același timp. Ai rămas șocată în momentul ăla? Ai spus da. Vreau, abia aștept sau nu se poate așa ceva? Pe moment m-am blocat, mai ales că am fost și singură și mai era lume prin apartament, eram doar singură și deja nu știam cum să reacționez.
Dar i-am zis că nu mă interesează, am crezut că este vorba de o agenție serioasă, adică chiar pe postul de secretară, nu altceva. Și am încercat să mă convingă că o să am câștiguri mari, că... Care au fost sumele pe care ți le-a furnizat respectiva între persoană? Între 1.000 și 3.000 de euro. Și sumele astea ți se par totuși atractive? Cred că oricui se par atractive, dar depinde și cum le câștigi. Am înțeles. În România lui 2013, într-o țară în care se moare de foame, într-o țară în care un om lucrează poate de luni până sâmbătă, de la 7 până la 9 seara, cum totuși ai reușit, pentru că sunt multe fete care nu reușesc să spună acel nu, să refuze, să meargă mai departe? Păi, după părerea mea, cele care spun nu, nu știu, nu au respect de sine. Dacă spui nu, nu, în sensul în care dacă spui nu, refuzi oferta, iar dacă spui da, ești de acord cu ceea ce ți se propune. Da. Nu știu, eu am refuzat din start pentru că nu mi se pare ceva potrivit pentru mine. Adică eu am alte așteptări de la viață, nu să mă dezbrac în fața unor persoane. Nu contează dacă sunt din alte țări și nu ne cunoaștem sau nu poate să afle nimeni. Știi tu, e de ajuns. Adică a existat și această regulă de aur? Dom'le, vei putea face această meserie care, din nefericire, este legală și în România există un contract și oamenii, practic, plătesc și TVA mai departe, taxe și impozite. În România asta în care totuși oamenii mint foarte mult, ți s-a spus și faptul că, dom'le, nu o să fii văzută de români. Nu o să te vadă mama, tata, prietenii. Da, mi-a spus că pot să-mi aleg țara din care, unde vreau să activez. Și aveam de ales, adică site, din România nu puteai să intri pe acele site-uri. Așa mi s-a spus acum, că era adevărat sau că nu era. Și chestia asta te ajuta într-un fel sau altul să gândești mai clar sau aveai aceeași părere? Nu, aceeași părere. Bun, ce valoare ai tu? Ce, nu știu, cultura ai în acest moment, la vârsta de 19 ani, încât să poți gândi atât de bine? Pentru că trebuie să recunoaștem, tineretul este atras de bani, bani care se fac ușor. Da, normal. Cred că cel mai mult m-au influențat cercurile de prieteni în care am fost. Cunosc tot felul de persoane și tot felul de personalități și de la fiecare, să zic, am avut ceva de învățat. Bine, rău, dar am avut de învățat. Și mi-am format un anumit caracter, așa. Adică am principii, nu sunt de acord cu cele care fac lucrurile astea, chiar dacă nu se compară cu prostituția, cum se practică prin afară în cluburi sau în țară. La noi prostituția în acest moment este ilegală, însă mie tot o formă de prostituție, da, mi se exact. Pare, numai că nu există acel contact dintre oameni. Banul tot vine, tot din imagini care sunt indecente, însă na, românul, trebuie să recunoaștem, este inventiv. Da? Da. Și dacă este inventiv, domne, hai să facem tot posibilul să câștigăm un ban. Nu blamez astfel de societăți, nu am nimic împotriva oamenilor care fac așa ceva, îmi pare totuși rău că ne-am dus atât de jos, că ne bucurăm de bani, până la urmă nemunciți, da? Nu facem mare lucru, dar câștigăm mult, nu suntem siguri dacă acele lucruri mai târziu vor fi sau nu folosite împotriva noastră. Și cred că ar trebui să mergem în altă direcție. Totuși vreau să mă lămurești și vreau să le dai o explicație și celor care au ales această cale. Au greșit din punctul tău de vedere? Da, din punctul meu de vedere e ceva greșit, dar se poate remedia. Adică dacă spun stop acum, trecutul e trecut. Da, dar nu or să mai meargă fetele respective la mall, nu or să se mai îmbrace de două ori pe săptămână cu alte tocuri, alte vestimentații extraordinare, nu or să mai fie prin cluburi alături de prieteni și să se laude, uite ce mașină am, nu o să mai existe nici măcar, nu o să mai existe nimic din lux, nu o să mai existe facultatea plătită sau poate există povești mult mai dure, gen părinții sunt bolnavi, au nevoie de medicamente, iar fata lucrează tocmai pentru această cauză.
Părerea mea e că dacă vrei să faci bani, poți să faci oricum și nu pot să zic că nu e cinstit. E cinstit ce fac și ele, că până la urmă e legal. Dar, nu știu, ceva care să nu te mustre conștiința. Poate nu le mustre acum, dar poate peste câțiva ani când or să aibă copii și, nu știu, poate or să apară filmulețe și imagini pe net, că n-au nicio garanție că nu o să se întâmple așa ceva, poate atunci o să le pară rău. Și, nu știu, părerea mea că ar trebui să se gândească și pe viitor. Dar asta e singurul motiv, faptul că imaginile respective pot fi mai târziu vizualizate sau ar trebui să existe și alte principii în spate? Pentru că tineretul, ți-am spus, e foarte ușor de jucat, de intra cu el în horă. Dom'le, hai fă treaba asta, cu uite, o să-ți dau atâția bani. Ei vor tot felul de lucruri mărețe pe care le văd la televizor și nu au altă alternativă. Ce să fac, să fur? Nu. Că atunci ajung clar unde nu-și dorește nimeni. Și există această variantă de mijloc, dureroasă, adică e pentru oamenii care au un intelect la pământ, dar care funcționează. Da, părerea mea e că de la videochat până la prostituție mai e decât un pas, sau jumătate de pas, mai bine spus. Nu cred că cele care fac acest lucru vor putea spune vreodată că sunt niște fete cu minți sau despre fetele cu minți, dar și despre fetele care sunt mai rele și fac ce vor în viața de zi cu zi. Vorbim mai multe după știrile pe scurt. Bună seara, iată ce puteți urmări în jurnal. Eleva de 13 ani din București, care a decedat marți seară după ce a căzut de la etajul unei vile din Bușteni, avea alcool în sânge. Cel puțin asta susțin surse din cadrul anchetatorilor. Legiștii spun că nu hipotermia ar fi ucis-o pe copilă, ci traumatismele grave produse prin cădere și hemoragia internă. 6 mașini au fost implicate într-un accident în lanț pe DN1 la ieșirea din Ploiești. Incidentul s-a produs pentru că șoferii nu au păstrat distanța regulamentară în mers. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. La mai puțin de o jumătate de oră de la accident, o altă tamponare a avut loc în acea zonă, chiar în timp ce polițiștii explicau presei cauzele producerii carambolului. Ministrul delegat pe probleme de infrastructură, Dan Șova, a venit într-o vizită de lucru la Ploiești. Acesta a dat asigurări că autostrada Comarnic-Brașov, menită să fluidizeze traficul spre zona montană, se va realiza. În plus, a ținut să precizeze că de pe urma acestui proiect nu se va mai îmbogăți nimeni din exproprieri. Hoții de fier vechi le dau mari bătăi de cap ofițerilor de la Transporturi Feroviare Ploiești. În 2012, numărul furturilor de componente și elemente de semnalizare de pe calea ferată a crescut cu peste 60% față de anul anterior. Nici 2013 nu a început mai bine, în primele 10 zile din ianuarie fiind înregistrate 15 furturi pe căile ferate din județ. Nu pierdeți știrile Prahova TV de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Am revenit în generația lui John, regăsit și pe rețeaua de socializare Facebook. Suntem cu toții acolo, o comunitate foarte activă, dinamică, oameni care s-au obișnuit cu viața online, dar nu despre asta vorbim în această emisiune, cel puțin nu astăzi, pentru că avem un punct foarte important pe care îl dezvoltăm împreună cu Ștefania. Ștefania, modeling-ul din punctul tău de vedere văd că are mici regrete. Unde s-a oprit la tine? Unde ai spus pa, la revedere, nu mai vreau? Când am ajuns la agenția respectivă cu postul de secretară. Ai înțeles că lumea nu e chiar atât de dulce, ne duce cu zăhărelul, nu e nici miere, de fapt sare și piper. Da, și sunt foarte multe anunțuri de genul și în țară, dar mai ales în afară, că angajează modele sau hostess și de fapt te trezești că nu defilezi pe podium, te duci în defilezi prin vreun pat, două, trei și alte lingerii. Da, e o imagine destul de tristă, este adevărată, e greu în acest moment să mai convingi niște tineri să ajungă pe calea cea bună, asta pentru că, vezi tu, peste tot trebuie să plătim anumite datorii. Dacă îți iei un telefon, TVA-ul e 24%, e clar că plătim ceva în plus. Dacă vrem să urmăm niște studii, cu siguranță avem nevoie de bani pe care cei mai mulți dintre noi trebuie să recunoaștem nu-i avem sau avem în cantități limitate. Avem mici opriri, iar
Astea sunt variantele noastre mincinoase care ne ajută mâine pe mine să devenim mari domni sau doamne de legendă și tot așa. Cel puțin, asta e părerea mea. Spune-mi, ai vreun caz real? Ai un exemplu, nu știu, din cunoștințele tale care practică o astfel de activitate? Da, chiar am o prietenă destul de bună care practică de vreun an jumate, cred. Și tocmai ce spuneam mai devreme, că mi-a spus doamna respectivă că nu poate fi accesat site-ul din țară, mi-a spus că am intrat pe ea și români. Și care români care probabil erau care erau în România. La asta vreau să ajung. Din cunoștințele mele, de obicei există o anumită categorie, un IP general, da, după care România este reprezentată. Mai departe, poate oamenii își schimbă IP-ul sau există soluții radicale prin care româncele pot fi vizualizate și de români. Uite, ne e frică chiar de cei de lângă noi. E un pic cu dus și cu întors. Și ți se pare corect ceea ce face prietena ta? Nu, eu zic că poate să, nu știu, să-și găsească un loc de muncă mai decent decât acesta, dar eu zic că îi plac banii, iar exact ce vorbeam mai devreme, că n-ar putea să trăiască fără luxul ăsta. Bun. Încă o piedică și se pare că nici măcar bunii prieteni nu ne pot convinge ce alegeri să facem, bune sau rele. Iar dacă banii, vorba aia, decid, e clar că prietenii nu mai au niciun cuvânt de spus. Da. Dar zi-mi, are o mașină, are haine scumpe. Nu, pentru că este minoră. Este minoră? Păi stai un pic, că deja vorbim de o chestie ilegală. Adică dacă un minor în acest moment activează în astfel de ipostaze, practic firma respectivă nu doar că e închisă, ci răspunde în mod penal. Sunt sigur că nu e singura care face acest lucru, dar... Da, tu dai niște informații, ele sunt în direct vizualizate de foarte mulți oameni și e posibil ca unii oameni care lucrează pentru pace, liniște și pentru a respecta legea se vor sesiza și probabil vor face mai multe verificări în apartamentele în care se prestează un astfel de serviciu. În momentul în care tu ai văzut acel anunț despre care povesteam un pic mai devreme și era clar spus acolo, domne, vrem o secretară, iar tu ai ajuns și ai văzut că de fapt lucrurile sunt total invers. Nu te-ai gândit să reclami această situație? Nu m-am gândit pentru că nici nu am foarte multe cunoștințe ca să pot să ajut pe cineva în sensul ăsta. Probabil că ar fost doar o, nu știu... O sesizare la poliție? O sesizare în plus. O sesizare la poliție, iar poliția ar fi făcut tot posibilul ca oamenii respectivi să răspundă. Adică, gândește-te în felul următor. Poate vrei să-ți găsești un job în alt oraș. Găsești un anunț, te deplasezi pe banii tăi până în acel oraș și ți se garantează anumite servicii, iar în momentul în care ai semnat un contract, tu ai parte de acțiuni total greșite. Ești tratată cum nu trebuie. Tu poți să faci o sesizare chiar și în acest moment, pentru că mie mi se pare că lucrurile astea nu sunt în regulă. Da, normal, nu sunt în regulă și sunt sigură că nu sunt singura care a pățit așa. Dar asta nu e o explicație. Dacă eu nu sunt singur și da, e o mare știu. De oameni, poate marea de oameni a fost timidă, n-a avut curajul. Nu pot eu să mă duc să spun că, uite, de fapt m-am dus la o agenție de care căuta modele pentru video chat. Nu. Nu mai spun că sunt povești cu modelingul. Dom'le, vrei să faci modeling? Foarte bine, vină la noi, abia așteptăm. În momentul în care este semnat un contract necitit, cap-coadă, rând după rând, da. Individa se riscă. Se riscă pe propria răspundere pentru că este și clauze, gen dacă vrei să reziliezi contractul respectiv, trebuie să ne, să ne dai un 10.000 de euro. Și e clar că le-ai intrat în horă și le cânți până la final. Din câte mi-ai spus în culise, ai luat bacul, da? Da. L-ai luat cu bine. Spune-mi ce se întâmplă mai departe. Aș vrea să-mi deschid un club în februarie. Adică mai mult ca sigur o să-l deschid, dar acum nu știu data. Eu cu un prieten, sper că o să fie bine, că o să meargă.
Crezi tu că în momentul ăsta mai avem nevoie de cluburi în Prahova, spre exemplu? În Prahova, cel puțin în Ploiești, nu. Sunt mult prea multe sunt și suficiente. E o aglomerație. Dar în, nu știu, satele, comunele care sunt mai departe de Ploiești, le e greu să vină până în Ploiești, chiar dacă n-au mașină, să vină cu un taxi sau ceva dimineața să plece, e mai greu. Și nu toate satele au discoteci și cluburi. Și... Deci o să fie o mare bucurie. Sper să nu sune un pic brăutăcios ce o să spun. Acum vreo 10 ani de zile, într-un club în care am intrat și care era de la un sat, priveam către un peisaj, cum să-i spun, ca de ruină. Existau niște pereți, niște lumini și foarte mulți oameni care nu păreau a avea o atitudine de club, ci o atitudine, cum să spun, dacă era poliția acolo, trebuia neapărat să aresteze foarte mulți oameni. Cam despre asta este vorba. Da, am avut și o experiență. În acest moment, sectorul respectiv este plin de un public cu creier sau fără? Jumate-jumate, cred. Jumate-jumate. Și tu pe care vrei să-i atragi? Care vrei să fie consumatorii? Sincer, cei cu creier, pentru că dacă au puțină minte, vin doar să se distreze, nu să facă scandal și păi și dacă au puțină minte, scuză-mă că te întrerup, nu cumva ori să stai acasă să gătească, ori să dea banii pe studii și distracția ori să o lase la urmă și niciun caz în România, ci în altă țară? Cei cu care n-au foarte multe posibilități să plece în afară sau să plece în fiecare weekend la munte, la, nu știu. A, deci tu spui că oamenii cu creier nu sunt întotdeauna și oamenii bogați, oamenii cu bani, oamenii avuți. Din nefericire, da. Din nefericire. În România? În România, întotdeauna, da. Deci facem paralela. Tu îți dai seama cât de trist e că noi trebuie orice chestie generală să o focusăm pe România și să vedem că exact total invers. Chiar dacă tehnologia ne unește pe toți, ne putem inspira, putem vedea cum funcționează un anumit sistem din altă țară, dar nu-l putem adopta la noi pentru că ne lovim de tot felul de oameni care mai de care mai dubioși și care sunt și în funcții înalte. Asta e România. Nu știu, sunt foarte multe cazuri în care oameni care au fost doctori, au avut funcții importante, sunt acum pe străzi. Au fost atâtea cazuri și la știri, care nu au unde să stea. Și, și acum, în locul acelor doctori, cine activează? Noua generație. Noua generație. Da. Care, după părerea mea, este pe bandă rulantă. Corect, corect, foarte bine spus. Acum noi suntem practic programați, dacă pot folosi acest cuvânt, ca să facem un singur lucru și să nu ne pricepem la ce mișcă în jurul nostru. Ceea ce înseamnă că dacă acel lucru peste 10-20 de ani, timpul în care noi ajungem la perfecțiune, dispare, nu mai este de interes, noi nu mai putem să facem nimic pentru că vorba aia. Bine, sistemul ăsta plin de doctorii, spitale, doctori, oameni care sunt buni și răi, e un sistem relativ. Adică am descoperit și oameni buni în ceea ce fac și oameni incapabili, care pentru orice afecțiune au același tratament. Și rețetele, mai ales că acum sunt electronice, dacă ai o rețetă din aia pe foaie că nu-i funcționează imprimanta, doamne, n-am ce să fac, rețeta nu ți-o pot primi în calculatorul meu. O altă poveste, dureroasă și aceasta. Revenim la modeling. Ce ar trebui? O soluție. Uite, ești o tânără care poate schimba la un moment dat o mentalitate. O mentalitate a unei mase de oameni. Ce trebuie să adăugăm modelingului în acest moment ca să funcționeze, să se îndrepte către cea mai bună imagine? Corect. Să nu se mai audă, domne, ai mă, modelingul România, e plin de pipițe care dau și ele un pic din fundulet și asta e tot. Nu, să zică, domne, fetele din România au exact aia și aia și aia, au atitudine, au prezență scenică, nu răspund avansurilor. Nu știu, să cel puțin cei care au asemenea agenții să aibă mai mult respect față de modele și corectitudinea, în primul rând. Cred că asta ar duce spre un punct bun lumea modelingului. Cred că să nu se mai facă avansuri, să
fie în funcțional de dar oameni capabili și care știu să se descurce în asemenea situații, modelele să fie alese după corect, adică nu dacă una e mai nu știu cum, chiar dacă e mai mică de înălțime, că ei au anumite reguli de înălțime, de greutate și tot așa. Adică mai puțin de mentalitate. Da, mai puțin de mentalitate și să le urmeze, dacă tot le-au impus, să le urmeze, că așa poate și eu dacă n-aș avea înălțimea care o am și ar fi altfel modelingul în România, poate și m-aș face, dar chiar dacă ar fi diferit, nu am cum, că nu-mi permite înălțime. Of, înălțimea asta, cât de multe lucruri da. Poate spune despre noi, oamenii de rând, cât de ușor putem să spunem, domne, asta da, asta nu, asta poate, hai, merge. E bine, un test psihologic atunci când intri în lumea modei nu ar strica. Pauză și revenim. Vrei să ajungi rapid și în siguranță la orice adresă? La orice oră și în orice zi, sună la Chedra Taxi Ploiești! Taxi Ploiești, bună ziua! Tarif minim, siguranță maximă! Chedra Taxi Ploiești! 0244-966-0244-526-666-0244-526-662 și 0761-704-422. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Numele meu este Frank Smith. Bine ai venit în orașul X-Drive. Locul cu cele mai grele condiții atmosferice din lume. Ploaie, zăpadă, gheață, grindină. Uneori toate deodată. BMW X-Drive. Disponibil pe 70 de modele. Unul dintre ele este BMW X1. Finanțare în lei cu dobândă fixă 1,99% prin BMW Financial Services. Proleasing Motors. Noul tău dealer BMW din Ploiești. De acum nu mai ai nevoie de televizor ca să vezi cele mai importante știri locale, cele mai bune emisiuni și cele mai interesante transmisii sportive. Bine ai venit pe noul www.prahovatv.ro. Aici poți să urmărești în direct emisiunile preferate, indiferent dacă folosești un calculator, o tabletă sau un telefon mobil. Ai ratat știrile sau vreo emisiune favorită? Nu-i nimic! Ai înregistrarea pe site, disponibilă imediat după difuzarea la TV. Nu trebuie decât să accesezi secțiunea emisiuni, să selectezi producția preferată și data difuzării. Dai play și te bucuri de cele mai bune programe ale postului nostru. Cu Prahova TV îți faci programul așa cum vrei. Prahova TV este cel mai urmărit post local de televiziune, potrivit studiilor efectuate de către Ires și Dedalus Millward Brown. Mulțumim! Am
intrat, suntem în direct, generația lui John și modeling-ul. Încotro mergi tu, dragule? Unde te duci? Unde vrei să ajungi? De ce trebuie să prostești până la urmă tineretul și să spui, domne, se poate să ai succes? Nu, oamenii din ziua de astăzi ar trebui să-și deschidă valorile, să scotocească. Domne, o carte, nu pe săptămână, nu vreau să fiu răutăcios, măcar o carte pe lună și una nu motivațională, pentru că aceea conține prea puține cuvinte inteligente, să spunem. Nu, o carte care să aibă un mesaj direct, nu aș strica pe lună, ziceam, pentru un tânăr, oricare ar fi, din orice țară, mai ales din România. Mai citește tineretul, gen tu, ultima carte, când ai citit-o? Și acum vine o pauză, doamnelor și domnilor, avem o bibliotecă în minte. 4 luni. Ultima carte, acum 4 luni. Nu că, știi care e marea problemă? Că nu ești tu vinovată, ci oamenii din jurul tău, felul în care ne influențăm unii pe ceilalți. Ce să mai găsesc, domne, într-o carte? Mă plictisește, lasă-mă că-s niște povești de adormit pensionari. Nu, astea sunt niște ambalaje făcute de către marile societăți pentru a ne aduce pe noi în punctul de cum să spun, nu suntem oameni răi, nu suntem nici proști măcar, dar ajungem să fim dacă respectăm acest program. Adică, chiar e atât de greu să citim o carte? Nu, dar nu-mi permite timpul. Îmi place să citesc. Citesc foarte repede o carte, mai ales dacă mă interesează de la început. Dar nu-mi permite timpul să citesc. Înțelegi în momentul în care citești acea carte, o și înțelegi? Sau e o citire doar așa, ca să fie? Păi dacă nu înțeleg, de ce o să mai citesc? Pentru că dă bine, pentru că s-ar putea să existe. Sunt acasă, nu mă vede nimeni. Poate vede mămica și spune, uite-mă, Ștefania, în sfârșit. Știam eu că am o fată extraordinară, dar te ascundeai, nu te găseam pe nicăieri. Și uite, fata mea, de fapt, citește. Mai ți-amintești despre ce era vorba în acea carte? Da, este vorba despre o descoperire făcută în Munții Bucegi prin 2003. Și mai știi și care e titlul cărții? Viitorul cap de mort. Deci avem un titlu, avem măcar o poveste pe scurt. Să știi că dacă este mergem... Este mai mult un documentar, adică este o poveste adevărată. Am înțeles. Dacă mergem acum printre cei de clasele, nu știu, 10, 11, 12, vom avea surpriza să vedem că nici măcar cărțile incluse în bibliografia, nu știu, pentru limba și literatura română, nici măcar acelea nu sunt studiate. Lasă-mă, domne, că dau copy-paste, imprimantă, print și am scăpat de o poveste care mai târziu se va repeta și vom ajunge să nu știm nici măcar o declarație de mână să o scriem sau să nu mai știm deloc să scriem, pentru că avem tabletele la îndemână, avem tastatura telefonului. Nu știu, să faci acest exercițiu, de obicei scrii cu pixul, mai îl folosești? Da. Nu prea. Eu să știi, sincer, spun, nu prea mai folosesc, pentru că am laptop, am alte lucruri, mă folosesc de ele. Eu am avut un scandal cu mine. Eu m-am certat foarte tare când acum vreo 8-9 luni am pus pixul în mână și mi-am dat seama că nu mai știu să scriu. Da, dragii mei, eu nu mai știam să scriu, mi-era foarte, foarte greu să mai fac literele. Și cred că nu e un caz singular. Asta pentru că am fost obișnuit cu tehnologia. De la o vreme mi-am dat seama că e important să știu să scriu și de mână și la calculator, oricât de repede aș tasta, nu trebuie să uităm de pix. Revenim la partea de cultură și la ce se întâmplă dincolo de ceea ce noi citim. Ți se pare că suntem mințiți atunci când ne uităm la televizor, atunci când ascultăm un post de radio, când ascultăm melodii, atunci când mergem pe stradă și vedem banere cu pline de publicitate, atunci când mergem în mall și vedem prețuri, reduceri? Pare că suntem mințiți. Acum depinde și de publicitatea care o fac și ce scop urmăresc. Păi cum, dacă eu mă duc cu 2 săptămâni în urmă, mă uit la un produs, costă 2000 de ron, după care mă duc acasă și peste 2 săptămâni vizualizez la televizor. Extraordinar, reducere, senzațională, doar acum profită de ea, 2200 de la 3000. Și eu știu că produsul de fapt era 2000. Adică suntem foarte mințiți. Asta e cazul de reducere. Există cazul de banere care îți spun, domne, du-te la magazinul cu tare, dacă te cheamă cutărică, dacă astăzi este ziua ta și ai parte de un cadou. Da. Ia, domne, buletinul, uite, așa mă cheam. Ce cadou? O chestie mică așa? Am înțeles. Și ce să fac, domne? Da, e cadou. Dar ce să fac cu această chestie mică? Nici măcar breloc nu e. Și
Și uite așa, suntem împânziți de minciună, totul ca o strategie, totul în ideea de a aduna niște comunități, dar care ele nu sunt unite. Sunt acele bisericuțe care există doar ca și imagine. La fel există și modelingul ca și imagine în România. Spune-mi, cred că știi singura emisiune de modeling din România, care a fost și cred că o să mai fie modelată de către Cătălin Botezatu. Ce părere ai despre, nu știu, oamenii de acolo și ce ai văzut tu? Am urmărit-o foarte puțin, adică doar când schimbam canalele, dădeam din întâmplare peste. Nu stăteam prea mult pe acel program când era emisiunea, nu că aș avea ceva cu el sau cu ce face, Doamne ferește, dar nu știu, adică mi se păreau foarte rele fetele între ele. Da, era un concurs, dar nu știu, prea rele, nu știu, să încerce să-și facă rău una la alta, să dea mai bine decât cealaltă și tot așa, nu știu, prea... Există totdeauna un teatru, trebuie să specificăm. Cătălin Botezatu este primul care face o emisiune de genul acesta. Sunt și alți moderatori care au făcut în spatele lui emisiuni de genul. Dar asta mi se pare că arată un fel de reality show. Dom'le, ea este fata, se prezintă la casting, intră într-un show, un super premiu, avansează, dar dincolo de asta există niște strategii de marketing, vând foarte, foarte tare în acest moment, iar oamenii în fiecare episod trebuie să se certe una cu cealaltă. Oare și în viața reală, atunci când e vorba de competiție, ne certăm și ne dăm în cap unul altul, a existat de multă violență? Eu nu cred, adică am prietene care sunt modele la agenții mici și ajung prin anumite locuri să prezinte, nu ceva foarte cunoscut, dar nu sunt chiar așa, majoritatea sunt prietene, din câte mi-a spus eu. Da, sunt și fete mai rele ca peste tot, dar nu e chiar atât de... nu știu, atâta ură între ele și competiție. E atunci când sunt pe scenă, fiecare să prezinte mai bine, să se miște mai frumos, dar în spatele scenei pentru sunt prietene. Pentru că nu se aude păr, nu există acea atitudine negativă. Dom'le, uite-o și pe aia, că a slăbit prea tare. Din câte știu, nu mi-a povestit. Da. Dacă ar fi să slăbească prea tare, cred că ar fi geloase pe ea, că e mai slabă decât ele, dar... Întotdeauna există o competiție între femei, da? Eu, ea trebuie să fie cea mai frumoasă și doar ea, nu alta. Și atât. Bun, eu am înțeles că tu ai jucat un rol important într-o reclamă, o reclamă proieșteană, nu dăm numele firmei. Spune-mi, cum ai ajuns în acel context, atenție, fără să pronunți branduri sau alte nebunii? Da, printr-o întâmplare eram la locul respectiv și căutau pe cineva să participe în acea reclamă și s-a întâmplat să fiu la locul potrivit la momentul potrivit. Ai fost remunerată, domne, 100, 200 euro, lei? Să zic că a fost de plăcere. De plăcere? Da, ai crezut că asta este o șansă pentru a fi recomandată mai târziu unor agenții de publicitate? La momentul respectiv nu am gândit așa, am gândit doar că o să apar și eu pe net, pe... A, o experiență, domnule, da, să mă vadă lumea, plăcere, să știe exact cine sunt. Dacă tot am vorbit despre treaba asta, ia să vedem noi cum invitata mea s-a prezentat foarte bine într-un spot și pe urmă ne dăm împreună cu părerea, pentru că nu strică niciodată.
astfel de clipul, le regăsiți foarte ușor și pe YouTube, pentru că de acolo l-am putut descărca și noi. Care e ideea? Ideea e că YouTube-ul în zilele noastre promovează sau strică imagini. În acest caz, eu zic că promovează anumite branduri, dar în același timp te promovează și pe tine, Ștefanian. Un clip care, până la urmă, are și un număr destul de mare de vizualizări și presupun că majoritatea vin din România Ploiești, nu din alte părți, pentru că nu sunt alții interesați de un astfel de produs. Totuși, trebuie să existe ceva. Pe mine nu m-ai convins. Bun, deci s-a făcut o propunere, ai acceptat, ai jucat până la urmă în regia cuiva. Ai crezut că un astfel de clip te poate ajuta, gen după ce ai văzut de o persoană pe YouTube, să fii contactată și să joci mai departe, nu știu, într-un film, dacă tot ai avut treabă și cu actoria? Da, am gândit așa, că e probabil să mare cineva într-un final. Dar dacă nu s-a întâmplat, să știi că timpul nu e pierdut. Normal. Șansele sunt enorme, mai ales la vârsta de 19 ani, o vârstă cu impact încă un pic, faci 20 și ai să vezi cât de multe oferte curg. Nu știu, în România mi se pare că femeile au mai multe avantaje, au mai mult succes și chiar mai multe șanse la final să câștige în fața bărbatului. Ești de acord sau nu cu treaba asta? Da. De ce? Eu sunt de părere că noi putem să facem tot ce face și un bărbat. Și știți să faceți mâncare mai bună decât un bărbat? Probabil. Depinde. Am înțeles că cei mai buni bucătari sunt bărbații. Așa, ce altceva mai... Ce? Că nu știu, eu îi consider egal bărbații. Egal cu noi. Deci între femei și bărbat există o egalitate. Da. Bun, pe asta am înțeles-o. Dar eu ți-am spus că mi se pare că există totuși un dezechilibru când vine vorba de realizările profesionale. Femeile sunt mai ambițioase. Și bărbații nu. Sunt, dar ei sunt de părere, nu, părerea mea acum, că sunt bărbat, cum să pierd eu în fața unei femei, dar uite că pierd. Independența asta pe care și-a dorit-o fiecare femeie a provocat un dezechilibru chiar și în România. Adică mâine poi mine, dacă voi nu o să mai aveți nevoie de bărbat, o să existe foarte multe femei care locuiesc singure sau care stau câte 5-6 într-un singur apartament și sunt fericite și atât. Nu mai contează bărbatul. Nu mi se pare că bărbatul a început să fie dat la o parte sau este pus în frunte, în schemă, în momentul în care el, indiferent de fizic, are bani. Are banul, are potența financiară. Eu una, din punctul meu de vedere, nu cred că o femeie poate fi fericită fără un bărbat. Cele care zic că le e mai bine singure, probabil că nu știu ce vor sau nu sunt în stare să-și găsească pe cineva care chiar să le înțeleagă. Zic că toți bărbații sunt la fel, că dacă a făcut-o și cineva să sufere... Toate fetele sunt la fel sau toate femeile sunt la fel. De altă dată s-au și făcut fel de versuri pe nu toți bărbații asta. Sunt la fel și nici toate femeile sunt nu. La fel. Nu. Fiecare om în parte e diferit de o mulțime. Că avem foarte multe lucruri în comun la un moment dat, partea a doua. Dar depinde de locul în care trăim, cu cine vorbim, de ce, care sunt motivele noastre și care ne este până la urmă misiunea. Și că am ajuns la punctul ăsta de misiune... Ai una anume, în afară de partea de modeling, de partea de teatru, că vrei să apari într-un scurtmetraj sau mai știu ce altă nebunie cinefilă, în afară de partea în care amesteci clubul cu o afacere, nu doar cu o distracție, ai, nu știu, domne, vreau să ajung aici. De mică mi-a plăcut să fiu undeva sus, adică eu să dețin controlul și cred că asta o să fac toată viața mea, că probabil că o să am o afacere, ceva unde eu să controlez totul, să... Normal că nu vreau să mă acces doar pe club. Asta o să fie doar un început pentru restul vieții. Trebuie să încep cu ceva. În acest moment te simți bine cu tine? Simți că ai control asupra ideilor, acțiunilor da. Și rezultatelor pe care le ai? Da, eu sunt foarte mulțumită de mine, adică nu oricine la 19 ani are în plan să-și deschidă un club și chiar să pună și în practică. Da, trebuie să mai așteptăm, adică dacă ai spus că respectivul club, respectiva afacere va fi lansată din luna februarie, până în luna februarie mai există foarte multe riscuri
Da? Bănuiesc și niște aprobări sau fel de fel de nebunii? Le avem totul făcut, doar să pregătim clubul. Pentru... Sau cine știe, toți oamenii de acolo din satul respectiv se vor duce în Ploiești pentru că există un mare artist care cântă la un club anume. Și atunci voi ce faceți? O să încercăm și noi ușor, ușor să aducem și noi artiști, dar la... ca peste tot la început o să fie mai greu, dar... Artiștii o să facă playback sau vor cânta? Că vor cânta live? Nu sunt de acord cu playback-ul. Păi cam dacă... toți artiștii au această modalitate de exprimare cântăcioasă. Dacă ești artist și te numești cântăreț, păi cântă cu vocea ta, nu după casetă. Poate ei vor spune, domne, nu aveți o investiție, nu există un sunet așa cum îl doresc eu și tocmai de asta voi face playback. Vino cu sunetul tău. A, adică există și această variantă, bine, probabil că prețurile vor fi mult mai ridicate. Da, că s-a băgat în lumea aceasta artiștilor să cânte, păi cântă din vocea ta, că am prietene care cântă și le-am auzit și înregistrate și chiar au voce și mult mai frumos live. Păi eu zic că este prima ocazie de a face un mare bine, să le promovezi întâi pe ele, probabil că vor avea și niște prețuri minime, da? Și mâine, poi mâine îți vor mulțumi. Ștefania, îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să cânt în clubul pe care tu îl administrezi sau, nu știu, ești PR. Aveți toate lucrurile puse la punct, gen un PR, un agent de publicitate, promovare, că acum trebuie să existe o promovare agresivă. Când ceva se deschide, nu ai voie să deschide pur și simplu. Publicul trebuie să fie pregătit, să nu fie luat prin surprindere, pentru că dacă e luat prin surprindere, spune nu am bani. Metoda cea mai întâlnită, Facebook-ul. Facebook-ul. E o unealtă genială și că tot am ajuns la Facebook și cred că ăsta e ultimul subiect din nefericire. Spune-mi, Facebook-ul ajută la promovare? Ajută la promovarea omului? Profilului? Crezi că dacă ai un profil pe Facebook, mâine, poi mine, un angajator te va contacta și va spune, Ștefania, doresc să te angajez nu la un videochat, în niciun caz, ci într-o agenție serioasă care se ocupă de distribuirea XYZ? Nu cred că e posibil. Adică eu nu sunt genul de persoană care să aștepte să împice ceva din cer, o ofertă. Prefer să le caut eu, decât că dacă stau să aștept, poate, nu știu, se ivește ceva peste 10 ani. 10 ani ce fac? 10 ani stai și aștepți și înveți. Și că trebuie să învățăm toată viața. Dar 10 ani, dacă mai învățăm de aici încolo, probabil că ne va fi foarte bine. Pentru curioșii care au stat până în acest moment și au urmărit această emisiune cu speranța că vei dezvălui și dacă te afli pe Facebook, spune-mi, ai un profil pe Facebook? Da, mă poate găsi. Numele meu este Ștefania Toma. Deci dacă cineva caută Ștefania Toma, te regăsește foarte ușor, da. Și poate conversa cu tine. Cine știe, poate vreo tânără domnișoară are o propunere, gen, domne, vreau să mă angajez tot ca secretară și îți cere ție, domne, o părere. E bine sau nu? Părerea mea este, poate este ceva, poate chiar este postul de secretară, dar ar fi bine să se ducă însoțită de un bărbat. Un prieten, cel mai bine să nu se ducă singură. Din propria experiență, adică eu m-am speriat puțin. Ați văzut, dragii mei, deci fiecare femeie are nevoie de un bărbat. Cel puțin un bărbat pentru siguranță, pentru zile negre, dar mai ales pentru zilele albe. Bun, în cazul ăsta îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Îmi doresc tare mult ca proiectele tale în viitorul apropiat sau ăla îndepărtat să se clarifice, să existe, să continue, să ai succes acolo unde îți dorești. Nu-mi place ideea de monitorizare sau de control, dar dacă pe tine te atrage treaba asta, trebuie să spun încă de pe acum că cu toții suntem controlați într-o mică sau mare măsură, da? De la celebrul Facebook până la telefoane mobile și nu știu, ce mai, televiziune, da? În momentul în care butonăm și avem un serviciu de genul ăsta. Dar eu zic că dacă valorile se respectă și în cazul tău, vei ajunge acolo unde îți dorești. Dar sunt multe lucruri de spus. La o oră de genul acesta trebuie să existe o perdea. Oamenii sunt inteligenți, mai ales voi, cei care urmăriți această emisiune. Pe această cale rog tineretul
care sper că mă urmărește atunci când măcar are ocazia, chiar dacă mă urmărește în direct sau pe YouTube mai târziu sau chiar pe prahovatv.ro în arhiva emisiunii, să deschidă ochii foarte bine, să vadă dacă lucrurile sunt bune și pe viitor. Sunt mulți bani în acest moment, sunt cluburi, sunt distracții, dar mai târziu vine o vreme când oamenii respectiv nu ne mai bagă în seamă. Nu mai există acel succes. Nu, e o chestie mincinoasă care mâine poi mine poate ne va distruge. Și noi nu asta vrem. Sunt John. Ne auzim și mâine de la 16:45. Numai bine. Pa, pa! Arta vinului. Când spiritele se încing și conversația despre vin capătă accente pasionale și spumoase, când vinul însuși se antropomorfizează și devine protagonistul prețios și disputat, este clar, ar putea fi vorba despre decantare. Decantorul este un obiect destul de vechi, cu o longevitate de câteva secole, a cărui existență este intrinsec legată de cea a vinului roșu. La origini, decantarea urmărea separarea licorii de sedimentele depuse pe perioada păstrării și învechirii în diferite recipiente. Astăzi, însă, face parte dintr-un ritual care asigură pasionatului de gust accesul la cele mai profunde și absconse arome, ce se eliberează când vinul trece din sticlă în decantor și intră în contact cu oxigenul. Procedura trebuie să fie una delicată. Vinul trebuie să se scurgă calin pe pereții decantorului și să purceadă la o devoalare graduală și perfectă a gustului. Nu orice vin se pretează la asta. Trebuie să aibă o structură robustă și taninoasă, care să înflorească în reacție cu aerul. Pentru vinurile foarte vechi și prețioase, cu o textură fragilă și un suflet delicat, poate fi o operațiune bruscă și violentă. Oricum ar fi, după ce este scurs din sticlă, vinul trebuie lăsat să se odihnească între 30 și 60 de minute, deși cea mai bună abordare este să continui să guști din el până consideri că a fost atinsă potențialitatea maximă. Sunt specialiști care consideră că această oxigenare se poate face și în pahar, printr-o rotire succesivă a conținutului. Vinul este în sine un teritoriu imens al gustului și subiectivității, al bucuriei și al plăcerii, o lume care se oferă atunci când te apropii de ea cu respect, răbdare, curiozitate și câteva accesorii obligatorii, precum decantorul. Un program prezentat de Budureasca. Vinuri nobile românești. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. În fiecare dimineață vrei să afli tot ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în jurul tău. Ziarul Prahova, cotidianul cu cel mai mare tiraj din județul nostru, te ține la curent cu cele mai importante evenimente în materie de politică, economie, social, cultură, sport și investigații. Cele mai noi știri sunt și online pe www.ziarulprahova.ro. Ziarul Prahova, liderul presei prahovene. Vrei să ajungi rapid și în siguranță la orice adresă? La orice oră și în orice zi, sună la Chedra Taxi Ploiești! Taxi Ploiești, bună ziua! Tarif minim, siguranță maximă! Chedra Taxi Ploiești! 0244-966, 0244-526-666, 0244-526-662 și 0761-704-422. Alfajor Ploiești proiectează și instalează sisteme de detecție și semnalizare, fracție, incendiu, inundații, scurgeri de gaze, sisteme de alarmă auto, supraveghere video locală și de la distanță, control acces și pontaj electronic, rețele telefonice interioare, automatizări, porți industriale și de garaj, rețele voce, date și interfonie. Alfajet asigură non-stop monitorizarea sistemelor de alarmă instalate, precum și serviciul de intervenție rapidă în caz de efracție cu echipaje mobile. Alfajet,
Cu noi sunteți în siguranță. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. Budureasca, vinul nobile românești, vă prezintă Arta Vinului. Imaginați-vă propria limbă cartografiată, o hartă succintă și rudimentară, dar care pune în evidență zonele sensibile la cele patru gusturi de bază: dulce, sărat, amar și acid. Și acum imaginați-vă revoluția pe care această cartografiere a produs-o în designul paharului de vin, care a evoluat decisiv grație austriacului Klaus Riedel. Acesta și-a pornit cercetările de la un principiu simplu: conținutul influențează forma, iar paharul nu este un simplu obiect, ci un potențator al mesajului pe care fiecare vin îl poartă în el, sub forma buchetului, aromei, gustului și culorii. Imediat ce vinul este turnat, începe să se evapore, iar aromele se împrăștie în pahar. Cele ușoare, fructate și florale se îndreaptă către partea superioară,